Interviul săptămânii la Ercis FM Dragi prieteni, bun găsit la interviul săptămânii, sunt Nicoleta Timaru, vă mulțumesc că sunteți astăzi alături de mine pe Angelus TV și Ercis FM. Vă propun și astăzi o discuție cu un prieten, un prieten al dumneavoastră, un prieten al catolicilor, un prieten și... Un brav slujitor, ar spune unii, pentru noi credincioși romano-catolici, care am avut parte de o sumedenie de bucurii în ultimii ani, dacă e să ne gândim așa, dar vom trece ușor-ușor peste ele și ne va povesti chiar dânsul despre ce este vorba, Părintele Daniel Bulai. bun venit! Bine, v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație. Părinte Daniel, am bucuria să am astăzi la interviul săptămânii singurul preot din Arhidieceza de București, care a primit o distinție foarte, foarte importantă din partea Vaticanului. Și vă voi ruga chiar pe Sfinția Voastră să, să le explicăm prietenilor noștri, cei care ne urmăresc, despre ce este vorba și să ne și arătați ce aveți acolo în pie. Dacă trebuie să începem neapărat cu această insignă și cu medalia pe care am primit-o din partea Sfântului Scaun, adică mai concret din partea Sfântului Părinte Papa Francisc, în urma vizitei Sfântului Părinte Papa Francisc în România din 2019, am primit această distinție pro Ecclesia e Pontifice, adică medalia pentru biserică și pentru Sfântul Părinte Papa. Această medalie se acordă preoților, dar și laicilor, în urma unor implicări în viața bisericei catolice și, mai ales în slujba Sfântului Scaun. În cazul acesta, Papa vizitând România, eu în perioada vizitei Sfântului Părinte Papa am avut misiunea de a mă ocupa de partea liturgică, de tot ceea ce înseamnă ceremoniile la care a participat Sfântul Părinte Papa și pentru că m-am implicat în această misiune frumoasă, nobilă, Sfântul Părinte Papa, după un an de zile, mi-a trimis această distinție, această medalie, iar medalia este însoțită de această insignă pe care o port cu bucurie la sacou. Știu că sunteți primul preot din arhidieceză care primește această distinție și cred că este o mare onoare și în același timp o responsabilitate, pentru că nu e așa orice distinție, vine și cu obligații după, după adică nu puteți acum sub nicio formă, orice misiune veți primi să dezamăgiți, toți vor spune e cel care a fost cu distinția aceea, nu se poate face de râs niciodată, nu e așa? Deci ați intuit deja răspunsul, acesta este răspunsul, mă responsabilizează să mă implică trup și suflet în slujirea bisericii locale și nu numai. Trebuie să spunem că nu doar în 2019 v-ați ocupat de vizita Sfântului Părinte în România și chiar mă bucur că sunteți astăzi aici în studio pentru că iată vom vorbi despre două momente extrem de importante din istoria Bisericii Catolice, Bisericii Române Catolice, și în 1999, atunci când Papa Ioan Paul al II-lea a fost în București, ați fost cel care s-a ocupat de, de această vizită. Și atunci m-am implicat, sigur, pentru buna organizare și apoi buna desfășurare a vizitei Sfântului Părinte Papa Ioan Paul al II-lea. Atunci m-am ocupat, sigur, în primul rând de voluntarii care au fost implicați în organizarea vizitei Sfântului Părinte Papa Ioan Paul al II-lea. Să ne aducem aminte că Sfântul Părinte Papa Ioan Paul al II-lea a fost numai în București trei zile. A vizitat țara noastră rămânând doar în capitală, iar pe perioada acestor trei zile au fost aproape 300 de voluntari care au avut câteva misiuni clare în anumite locații precise, iar eu m-am ocupat de pregătirea voluntarilor și apoi și de poziționarea lor acolo unde trebuia. Apoi, sigur, m-am ocupat puțin și de partea liturgică, dar aici m-am ocupat numai de liturgia noastră catolică din Parcul Izvor. Pentru că mai apoi știm cu toții că Sfântul Părinte a celebrat liturgia participând la liturgia greco-catolică din catedrală și apoi asistând și în piața Unirii la liturgia ortodoxă. Iată, vorbim despre două momente extrem de importante, însă la o distanță destul de mare de timp, nu? 20, de, 20 ani. de ani? 20 de ani în care atât dumneavoastră, ca preot, cât și noi, ca și credincioși, ca și. Iată, eu, micul copil care era atunci în Parcul Izvor, apoi mai apoi în Ați 20... fost Am fost atunci în, aici în București, și apoi în 2019 pe scenă pregătind Aha. intrarea Sfântului Părinte la acel eveniment, pregătit la Iași Deci, iată, atât dumneavoastră, eu, cât și întreaga comunitate de romano-catolici, a evoluat, s-a schimbat în acei 20 de ani. Încercând să facem uh, retrospectiv o analiză, ce credeți că s-a schimbat în organizarea celor două vizite, iată, la o diferență atât de mare de timp și de timpuri și de oameni, mai ales. Ne-ar trebui foarte mult timp să discutăm despre vizita Sfântului Părinte Papa Ioan Paul al II-lea, despre ecourile acestei vizite, ce a însemnat vizita pentru poporul român, pentru că a fost primul papă care ne-a vizitat și apoi la ceea ce noi am trăit și încă mai trăim după vizita Sfântului Părinte Ioan Paul al II-lea. De exemplu, în București există un monument aproape de nunțiatură, ridicat în cinstea vizitei Sfântului Părinte, Papa Ioan Paul al II-lea. Acolo, în fiecare an, credincioșii din București se adună. Acolo, preoții sunt prezenți în jurul monumentului și, an de an, încercăm să citim, să ne amintim. Cuvintele pe care papa le-a spus atunci când a venit în România. Constatarea care este, după atât de mult timp, cuvintele acelea rămân actuale? Rămân actuale și sunt încă actuale. Așa cum și cuvintele Sfântului Părinte Papa Francisc sunt actuale și încă mai trebuie foarte bine rumegate, descoperite și apoi puse în practică, pentru că și Papa Francisc are un mesaj foarte, nu numai pentru Biserica Catolică, dar pentru întreaga societate românească. Dumneavoastră v-ați ocupat și de pastorația tineretului. Mi se pare uh, o ramură extrem de importantă a Bisericii în, uh, în devenirea, în arătarea faptului că Biserica Romano-Catolică este o biserică vie, așa cum spune și în alt preasfințitul Robu deseori. E o biserică vie cât de importantă este implicarea tinerilor, părinte, și cât de greu a fost să reușiți să-i captați, să-i implicați, să-i responsabilizați, astfel încât să realizeze ce misiune importantă au în biserica noastră. Am avut și această bucurie să fiu printre tineri. 20 de ani am fost responsabil cu pastorația tineretului în Arhidieceza Romano-Catolică de București. După 2 ani de zile petrecuți pe țărmul Mării Negre, pentru că am fost preot vicar doi ani la Constanța, la parohia Sfântul, Sfântul Anton. Anton, după care am venit la Catedrala Sfântul Iosif. Am venit într-un fel pentru a primi și această misiune. Totul se întâmpla în 1995. Am venit la Catedrala Sfântul Iosif. Mm. Sigur, am fost preot, vicar, colaborator la catedrală, dar imediat după un an de zile am primit această frumoasă responsabilitate de a fi printre tineri. De ce? Pentru că în 1996, în București, s-a organizat prima întâlnire națională a tineretului catolic organizată prin Conferința Episcopilor din România. Pe care ați gestionat-o. Exact, m-am ocupat de organizarea acestei întâlniri. Până atunci am mai fost și alte întâlniri unde mulți preoți s-au implicat și părintele Cadar Cornel, de exemplu, de Pie Memorie, se implica foarte mult în organizarea multor întâlniri. Dar în 1996 a fost prima întâlnire care s-a organizat prin conferința episcopală. Și atunci au fost prezenți episcopii, de exemplu, episcopii au ținut atunci catehezele era preasfințitul Iacubini, preasfințitul Bercea și preasfințitul Petru Gherghel de la Iași și, sigur, arhiepiscopul mitropolit Ioan Robu. Ăla, într-un fel, a fost punctul de plecare în viața mea printre tineri. Și a fost un moment important pentru că momentul respectiv m-a deschis foarte mult pentru a înțelege ceea ce au nevoie tinerii din Arhidieceza de București și nu numai. De aceea, imediat, am încercat să-mi formez un grup de tineri, cu ei am mers chiar în afară, mai ales în Italia și în felul acesta am încercat să conturăm un program pastoral pentru că era timpul să avem un program pastoral frumos, structurat, Redicat la nivel diecezan, exact, numai tinerilor. Și aceasta a fost prima mea misiune, de a merge și în altă parte, de a privi și în altă parte, pentru a vedea cum se organizează și alți tineri și apoi să venim, să venim la noi în dieceză și să înflăcărăm viața tinerilor la noi în Arhidieceza de București. Și vreau să vă spun că au fost anii foarte frumoși din viața mea petrecuți printre tineri. Sigur, 20 de ani pot fi mulți sau pot fi puțini, dar au fost ani care m-au marcat și în ceea ce privește experiența mea de a fi preot. Pentru că împreună cu tinerii am descoperit un lucru extraordinar. Sunt preot, sunt slujitor al altarului, sunt părintele Daniel, dar, de fapt, cu ajutorul tinerilor, mi-am dat seama că sunt căutător de Dumnezeu. Și atunci când îl cauți pe Dumnezeu, pentru a-l aduce în centrul vieții tale, pentru a-i ajuta și pe alții să-l întâlnească, tu, de fapt, pe această căutare îți clădești existența, îți motivezi întreaga ta viață. Cred că, tocmai, Ideea aceasta și modul în care i-ați făcut să înțeleagă că nu sunt singuri în această căutare, ci că formați de fapt o echipă. Nu e o echipă condusă și coordonată de părintele Daniel, nu-i așa, ci e o echipă din care face parte și părintele Daniel tocmai asta i-a încurajat și i-a ținut aproape de dumneavoastră și implicit de biserică. Timpurile au fost și propice pentru că timpurile sunt. 1995-1999 și până în 2000, au fost timpurile în care tinerii încercau să-și găsească locul în biserică. Au fost timpurile după imediat după evenimentele din 89, ca biserica să fie vie, tinerii să se regăsească la locul lor. Iar eu am prins exact această perioadă frumoasă din istoria tineretului din Arhidieceza noastră de București. Și am mers cu tineretul până când am considerat că trebuie să vină și altcineva și să preia această frumoasă misiune. Dar, repet, lucrând cu tinerii, am avut parte de o experiență extraordinară în ceea ce privește trăirea mea profundă de preot. În mod cert, din 1995 până în 2020, s-au schimbat generații întregi de tineri, s-au schimbat percepții și, bineînțeles, implicit ați schimbat modul de abordare. La ce mod, părinte, a trebuit să faceți acest lucru? Pentru că mi închipui că modul în care reușeați să atrageți un tânăr, să-l atrageți către biserică în 1995, n-a mai fost valabil 20 de ani mai târziu. Să știți că a fost totuși un fir roșu în tot ceea ce ne activitatea cu pastorația tineretului. Într-adevăr, 20 de ani de -al Lucrați cu tinerii înseamnă cam 3-4 generații, pentru că la 5-6 ani deja vine o altă generație. Nu cresc adolescenții, devin tineri și în felul acesta ei sunt cei de bază. Spun că a existat un fir roșu, în sensul că tinerii au așteptat de la preot, și au așteptat de la biserică o mărturie concretă că Isus poate fi urmat că Isus îți poate schimba ție viața. Și tu dacă mergi cu această mărturie înaintea tânărului, îl câștigi, îl convingi, îl motivezi ca să vină și să se implice și el după aceea în viața parohiilor, în viața arhidiecezei și așa mai departe, plecând după aceea în familie și nu numai. Dacă e să vorbim totuși acum, cu un specialist în abordarea. Nu și sunt specialist. 20 de ani printre tineri, pot eu să, adică mi-asum chestia asta, să vă spun că sunteți un specialist în a prima, aborda și a prima. Carte pe care am scris-o, chiar așa, s-a numit tânăr între tineri. Exact, un tânăr care a crescut între tineri și a devenit odată cu ei, cu ei, nu e așa, pentru că e o devenire continuă. Ce ar putea spune astăzi despre generația 2023, despre tinerii care sunt acum nu atât de aproape de biserică, din păcate? Sunt și nu sunt. Tinerii sunt aproape de biserică. Biserica poate trebuie să deschidă mai mult fereastra spre tinere și să găsească metodele pentru a-i atrage, pentru că aici este totul. Tot jocul este în metodologie, este în calea prin care îl ajuți pe tânăr să pășească în biserică. Vedeți, această perioadă a tehnologiei poate ne-a derutat și pe noi, pe noi preoții poate ne-a ne dus într-un loc în care nu știm cum să gestionăm această situație. Dar tinerii, eu cred că sunt mai departe, aproape de biserică și privesc biserica. Acum trebuie să-i privim și noi bine, iar privirile noastre intersectându-se să găsească acel drum comun de a merge, de a, de a lucra în biserică. Pentru că tânărul nu poate să stea departe de biserică. Dacă stă departe de biserică, se scufundă. Unde. Știți, și Petru, când i-a când spus lui Isus să-l să cheme și să meargă pe valuri, când a ieșit din barcă, imediat a început să se scufunde. Dacă rămânea în barcă, nu se scufundea. Cine rămâne în biserică, cine rămâne în comunitate, este la loc sigur. Și biserica trebuie să ofere tinerilor această încredere a comunității. Acolo... Ești la loc sigur, acolo îți poți găsi după aceea, cum să spunem, sensul vieții tale și, fiind motivat, îndrăgești locul acela, îndrăgești biserica, îndrăgești comunitatea. Există o percepție generală conform căreia noua generație nu suportă să îi se impună limite, să îi se spună nu. Eventual, dacă îi spunem nu, dar să îi spunem ca să pară că e un da, parcă e altfel acceptat. Eu. O altă generație e o altă așteptare. Credeți că, de fapt, le putem impune, arăta care sunt limitele, limitele bunului simț, limitele unei vieți dedicate creștinismului, a ne trăi credința până la urmă, dar în așa fel încât să nu pară un nu sau o îngrădire a, a mondenității și a modernismului care ne înconjoară? Când eram cu tinerii, țineam foarte mult la tineri și astăzi țin la tineri. Când am devenit paroc la Biserica Italiană, acolo am întâlnit o comunitate, să spunem, mai în vârstă. Pentru că este chiar în centrul Bucureștiului, nu este mare, dar persoanele sunt mai în vârstă. Mi-am dat seama că și cei în vârstă au aceeași dorință interioară de a se exprima, de a fi liber, pentru că plecăm de la acest lucru parcă le este îngrădită libertatea. Nu le este îngrădită libertatea. Omul, din ființa sa, este îmbrăcat cu această constituție de a fi liber. Pentru că libertatea, de fapt, ne ajută pe noi să ajungem mai aproape de Dumnezeu. Putem să mergem puțin de și la metodologia pe care o găsim în Evanghelie și mai ales în prima Evanghelie a Sfântului Matei. Matei, în Evanghelia care îi poartă numele, mereu îl scoate pe om dintr-o lume nouă și vrea să-l aducă în, în, în lumea, vrea să-l scoate din lumea veche și să-l aducă în lumea cea nouă, în împărăția cerurilor pe care Isus a inaugurat-o odată cu venirea sa aici pe pământ. Ai scoate pe oameni din lumea cea veche nu este greu. Dar Isus a întâlnit și el cu dificultățile. Dar a promovat, a, a descris frumusețea acestei împărății și a arătat omului că poate ieși din mentalitatea veche și să îmbrățișeze mentalitatea nouă din viața cea nouă, din împărăția cerurilor. Cred că aici este și jocul la care putem să găsim răspunsul la întrebarea dumneavoastră. Tinerilor, atunci când li se explică frumusețea pe care o întâlnesc în trăirea unei credințe adevărate, iese de acolo, din lumea lui îngrădită, din lumea lui veche, unde consideră că poate toate lucrurile trebuie făcute așa, pentru că lumea gândește așa, pentru că lumea de aici ne propune un stil de viață. Dar noi, slujitorii altarului, cei care, discipolii lui Hristos astăzi, creștinii adevărați, avem misiunea de a merge spre tineri și spre toți ceilalți pentru a le arăta frumusețea care există în mesajul Evangheliei. Și descoperind această frumusețe din mesajul Evangheliei, oricine va fi deschis, oricine după aceea va îmbrățișa viața nouă pe care Isus ne o propune. Pentru că vorbim de tineri și de libertăți, nu credeți că mulți dintre ei au considerat deseori că atunci când vorbim despre biserica soră, biserica ortodoxă, acolo sunt mai multe libertăți, nu sunt atât de îngrădiți. Și vreau să ajungem la acest aspect și la oarecum la această comparație pentru că într o perioadă din viața dumneavoastră, ați fost și responsabil diecezan pentru ecumenism. Încă mai sunt. Încă mai sunt. 2000 <laughs> 2010-2020 scrie la mine, nu s-au actualizat datele, probabil. Da, da, sunt mai departe responsabil și cu ecumenismul și cu, da, cu ecumenismul în Arhidieceza de București. Sigur, noi, Biserica Catolică, avem o altă tradiție în ceea ce privește educația copiilor, educația tinerilor, cateheizele copiilor, la prima sfântă împărtășanie, contactul la începutul de apă și în viață. Apoi cu adolescențe și tineri cunoaștem foarte bine metoda din biserica noastră catolică. Sigur, biserica soră are o altă tradiție. Totul se bazează acolo pe împărtășirea din viața de familie. Și dacă în viața de familie nu există o experiență religioasă, atunci lucrurile... Poate merg altfel, dar nu cred că tinerii noștri sunt derutați pentru că sunt printre alți tineri care nu au experiența pe care o avem noi în Biserica noastră catolică. În același timp, ați menționat despre partea aceasta catehetică, de formare a copiilor, a tinerilor. Cred că e zona și partea care este apreciată atunci când vine vorba de catolici. Mă raportez la tineri, la ceea ce zic ei. A, la noi e bine, se ocupă de copii, se ocupă de tineri, sunt activități. Cred că problema intervine, de fapt, la tineri atunci când vorbim despre căsătorie și despre divorț. Pentru că mulți spun, ei, la ortodoxi de ce se poate de mai multe ori și la noi nu. E replica lor, o zic bine? Da, este o replică pe care o putem întâlni. Dar să nu uităm că, vorbim despre viața cea nouă pe care ne-o propune Isus, în viața cea nouă există o logică, o logică a iubirii, o logică care nu se poate negocia. Iar Biserica Catolică tocmai vrea să ne educe în această logică a iubirii lui Dumnezeu. O iubire care trebuie descoperită, care trebuie trăită și în fața căreia n-ai cum să negociezi există spiritul Evangheliei pe care nu-l putem interpreta după situațiile noastre din viață, nu cu care ne confruntăm. Hristos este foarte ferm în ceea ce spune urmarea Lui. Cine vrea să vină după mine, să vină. Părinte, pentru că am vorbit despre familie, despre această celulă de bază a societății, aș vrea să facem așa un remember și să ne descrieți atmosfera din familia dumneavoastră, o familie cu cinci copii, din Tămășeni, o comunitate catolică bogată, din care, iată, s-au născut foarte mulți preoți, foarte mulți oameni care au adus plus valoare Bisericii Romano-Catolice. Da, Dumnezeu mai binecuvântat să am o familie creștinească, o familie adevărată din punct din punct de vedere al trăirii credinței. Noi suntem cinci frați, este adevărat, eu sunt cel mai mare și a fost o atmosferă frumoasă în viața noastră de familie și mi-am cu plăcere și momentele din copilărie, dar și momentele de astăzi, pentru că, slavă Domnului, părinții mei mai sunt în viață, ne mai întâlnim din când în când, merg cam de la... la Trei luni, la patru luni, odată îi vizitez pe părinții mei, dar amintirile din copilărie, sigur, mi-au uh, trasat, aș putea spune, întreaga viață sacerdotală. Dacă ar fi să-l descrieți pe uh, copilul Daniel, cum era acesta? Când aveam patru, uh, cinci ani, așa, poate șase. Mama m-a învățat o rugăciune. Prima rugăciune pe care m-a învățat mama a fost aceasta. Iisuse, ajută-mă să cresc un băiat mare și cu minte și să fiu un părinte sfânt. Un părinte sfânt? Da. Deja spuneți așa. Da. Apoi, sigur, asta a fost prima rugăciune pe care m-a învățat-o mama. Și o spuneam din memorie și trebuia să o spun în fiecare seară, în genunchi, la marginea patului. Înainte de a mă urca în pat, pentru a mă culca, trebuia să spun rugăciunea aceasta în genunchi și mama de cele mai multe ori trebuia să mă vadă. Am imaginea aceasta în minte, câteodată când mama nu era atentă, eu mă ascundeam repede sub lacumă. Fără să spuneți rugăciunea. Fără să spună rugăciunea. Mai săream peste rugăciune când spuneam eu de ce trebuie să o spun în fiecare seară. E valabilă cea de <laughs> Și mama venea și întregea plapuma, ai spus rugăciunea, n am spus -o. jos. Deci erați sinceri și. Da. Spuneați, nu, exact, n-am spus-o. Spus păi ați ea, mințit ea... vreodată spunând, da, am spus-o și. Asta nu mi-aduc aminte, dar mi-amintesc lucrul acesta, că eram în pat, mama venea, ai spus rugăciunea, nu, Vin, vino și stai la marginea patului, spune rugăciunea, după aceea te culcăte. Părinte, totuși, vedeți, era rugăciunea unui copil, dar dacă stau să mă gândesc, puteți foarte bine să o spuneți și astăzi. Da, când am ajuns preot în 1993 la primiție, la cea liturgie pe care o face preotul nou sfințit în comunitate, am spus tuturor această rugăciune pe care m-a învățat-o mama și le-am spus de fapt atunci tuturor, uitați, am realizat o parte de rugăciune, am crescut mare, cu minte, nu știu, dar am devenit un părinte, mai urmează să fiu părinte sfânt. Acum trebuie să ne rugăm și să ajungem la această sfințenie pe care acum, asigur, o înțeleg foarte bine că Isus ne cheamă pe toți să fim desăvârșiți sfinți, așa cum vrea El în mod evident, la acea vârstă, când ați rostit pentru prima dată această rugăciune, nu v-ați gândit probabil nicio clipă că Părinte Sfânt vă referiți efectiv la a fi preot și a deveni preot. Îmi închipui că decizia efectiv de a fi preot a apărut cumva mai târziu când erați mai conștient de ceea ce înseamnă asta. La cine ați privit, Părinte, cu admirație și ați zis, iată, îl admir și vreau să fiu și eu preot, cum este dânsul? Drumul e simplu și frumos. Pentru că imediat crescând prin clasa a doua sau imediat după ce am primit prima sfântă în Părtășanie, mi-aduc aminte că bunica din partea mamei m-a luat de mână într-o seară după Sfânta Liturghie. Ne, ne jucam după liturghie, că în fiecare seară ne, ne aduneam, acolo era viața noastră. Școala, joaca după Sfânta Liturghie, eventual învățat acasă, Mers puțin la treabă, pe la câmp, cum era în sat, nu? Dar seara eram cu toți copiii în jurul bisericii, după Sfânta Liturghie, și ne jucam. Mă amintesc că a venit bunica la mine, m-a luat de mână și m-a dus la părintele Paroh, la părintele Klein. Și n-am înțeles eu prea bine de ce m-a luat de mână și mi-a zis: mergem la părintele, că de acum trebuie să fii ministrant. Deci era un trebuie? Da, trebuie. Și dacă era un trebuie, eu trebuia să fiu ascultător. Am mers cu minte, n-am spus nimic, nu-mi aduc aminte de întâlnirea aceea, dar mi-a aduc aminte că bunica m-a luat de mână și m-a dus la părintele paruh. Părintele Paroh a zis, da, de mâine vii la ministrant, uh, hai să vezi ce trebuie să faci, te uiți la cei mai mari și deja am început să stau mai aproape de altar. Vă plăcea în perioada aceea, vă plăcea această responsabilitate? A... Da, era, era frumos. Era frumos, nu știu dacă era, eram eu conștient de responsabilitate sau nu, dar făcea parte din drumul vieții. Mi-am dat seama că din momentul acela, uite, trebuie să stai în față, la altar, să te desprinzi puțin de copii, deși colegii mei erau, în, erau jos, în fața, în, fața băncilor, eu eram la altar, sigur, mai râdea, mai cum, cum sunt copiii, nu cum sunt ministranții mici. Vrei să atragi atenția, vrei să-l faci pe unul să râdă și eu sigur mi-am și lucrurile acestea că mă mai uitam la colegii mei și ne mai distram în felul nostru, dar eram prezență la altar. Și cred că acea prezență în jurul altarului, îmbrăcați în hăinuțe de ministrant, a atras harul lui Dumnezeu, a atras vocația care iată în cele din urmă s-a concretizat devenind preot. Decizie mai... care a apărut când? Când v-a zis efectiv că asta vreți să fiți, să fiți preot? Deci, era ministrant și în par, în satul meu natal, la Tămășină, a venit un preot vrednic, părintele Ioan Simon, un iubitor de muzică, un iubitor de, de limba germană, un iubitor de cultură, de deschidere. El m-a ajutat într-un fel, aș putea spune, să intru la seminar, pentru că nu era. Chiar ușor de a intra în seminar. Deja eu, împreună cu un alt coleg de-al meu, cu părintele Iosif Antili, eram foarte prezenți la biserică, noi eram colegi, eram aceeași generație, părintele Simon ne-a atras lângă el. Și stăteam și după Sfânta Liturghie, stăteam la masă, câteodată mai și dormeam în casa parohială, Părintele Simon nu ne-a spus prea clar de ce face el așa, doar așa îmi spunea că și cu mine preoții s-au comportat la fel. Și el a încercat să se comporte la fel și cu mine. Dând mai departe, exact. de fapt, ceea ce a Da. Și într-un fel, stând în preajma lui, la un moment dat s-a iubit întrebarea Dar trebuie să mergeți la seminar, de acum, nu? E clar, nu?" Așa am mers, am început liceul și în clasa 11 am dat pentru prima dată la seminar. Era în 1985. Erau doar 8 locuri primite de la Secretariatul Cultelor, noi eram peste 100 de candidați, noi eram doi candidați din Tămășeni și mi-amintesc că am mers la examen, am scris noi ce am scris acolo, am venit acasă, Deja părintele Simon avea rezultatele, ne cheamă pe amândoi și ne spune: Știți câți ați fost acolo? Nu puteți să intrați amândoi din tămășeni. Și ne spune: Iosif o să intre anul acesta, tu, Daniel, ai să intri la anul. Dacă părintele Simon a zis așa, eu m-am bazat pe el. Între timp eu am terminat liceul și anul viitor, sigur, am intrat și am intrat direct în facultate. Fără a mai repeta liceul. Fără a repeta liceul clasa 11. -a, totul se leagă, totul a fost providențial. Dar în acel moment, în biroul părintelui, când v-a dat vestea, v-a durut, v-ați revoltat, v-ați supărat? Nu m-am supărat deloc. Era... De ce? Pentru că m-am bazat pe el. Pentru că mi a încredere da, în ceea ce spune. Exact. Mi-a zis clar în față. Nu se poate amândoi. Iosif anul acesta, tu la anul. Și sigur, după aceea, în felul acesta, am ieșit și preot mai repede cu un an decât... Cu Pentru aici. că n-ați repetat liceul. Exact. exact. După ce am mers în armată, în fine, am urmat toate studiile la seminar. La seminar, apoi, am avut șansa să întâlnesc un preot care a venit misionar la mine în Tămășeni. La Tămășeni eram în anul 4, erau, după, era totul în, după evenimentele din 89, părintele verbit Alberto Marson a venit misionar în România și el a fost detașat, să spunem așa, la Tămășeni să se ocupe, mai întâi să învețe, să învețe limba română. Eram seminarist și vara și toate vacanțele mi le-am petrecut cu acest părinte Alberto. Și de la el am primit, să spunem așa, și acel impuls de a mă implica mai târziu cu tineretul în viața mea de preot. Avea o altfel de abordare acest părinte față da. de ceea ce erați deja obișnuit să vedeți. El a venit cu o experiență pastorală. A venit cu o altă mentalitate. Apoi și cu noutatea lui de a fi preot, că avea bărbiță așa te atrăgea. Și mai era un lucru, el nu avea carnet de condus. Eu aveam un carnet de condus și în felul acesta îl însoțeam și la diverse întâlniri, la multe întâlniri și dialogând, dialogând cu el mi-a dat un impuls puternic de a marca preoția mea. Sigur, m-a ajutat în acest parcurs al seminarului și un alt preot foarte vrednic, care acum este la Iași, Părintele Iosif Eneșoaie, el este cel care, la fel, după ce a plecat părintele Simon, s-a ocupat de formarea mea ca om, lângă biserică. Și, la fel, în toate vacanțele, când veneam acasă, eram la parohie, părintele Iosif se interesa mereu cum merg studiile, de ce am nevoie, și tot timpul a fost foarte atent foarte, față de mine și îi sunt foarte recunoscător. Ați finalizat, ați absolvit Institutul Teologic în 1993 și știm bine, după a urmat mai multe serii de specializări, de formări, chiar o teză de doctorat, nu-i așa, peste hotare. Dacă ar fi să facem o radiografie pe scurt a metodelor de abordare a, a cursurilor specifice unui preot în țară și în străinătate, ce ați aduce aici în țară, Părinte? Un preot trebuie să fie foarte deschis. Și faptul că am făcut cursuri de specializare în ceea ce privește pastorația tineretului, la un moment dat chiar și în ceea ce privește viața misionară, dar mai ales contactul pe care l-am avut din 2005 până în 2010. Am fost la studii în Italia, mi-am dat seama de importanța de a lua contactul cu Biserica Universală. E important să te implici în Biserica Locală, este important să găsești eventual o metodologie prin care să te implici tu ca preot. Dar experiența pe care o ai în a lua contactul cu frumusețea Bisericii Universale este unică. Și, într-un fel, aceasta, aceasta este experiența pe care eu am dobândit-o în urma studiilor pe care le-am făcut în Italia. Un lucru special mi s-a părut faptul că ați fost hirotonit preot în Bacău, în Biserica Fericitui Eremia, în comunitatea din care eu provin. De altfel, probabil eram și eu pe acolo, mă gândesc, tânăr copil atunci implicat la scout și la alte activități. De ce a fost acea hirotonire în Bacău și nu așa cum suntem obișnuiți la Iași? Pentru că s-a ales o biserică deschisă, fără acoperiș. Mi-amintesc. <laughs> Atunci era timpul când se construia Biserica Fericitul Ieremia din Bacău. Și sigur, pentru a se face cunoscută acea locație, pentru a veni mulți credincioși în acel loc, s-a ales locația respectivă. Dar pe noi, sigur, acum, dacă privim în spate, avem amintiri frumoase. Pentru noi, important a fost că am fost sfințiți de Sfinții Petru și Paul, sigur, a fost ploaie multă în ziua aceea, ne-au odat bine, dar cum se spune, harul lui Dumnezeu cred că a fost abundent asupra noastră. Au mai fost generații de preoți care la fel au fost hirotoniti în altă parte decât da. la... Mă refer la generații, nu cazuri da? Da, da, da. Au da? fost și în alte locații, de exemplu, mi-aduc aminte și la Ajudeini. Au fost sfințiți preoți în Biserica Mare din Ajudeini și în alte părți, nu numai la Iași. Se, deci, cred că se încerca această ieșire în lume pentru ca lumea să vadă ce înseamnă o hirotonire de preot, ce înseamnă a începe drumul unui preot într-o dieceză, într-o parohie, ce înseamnă o sfințire în prezența episcopilor și așa mai departe. Cred că s-a urmărit și această metodă ca lumea să ia contactul cu ceea ce de fapt se întâmplă la Iași. Dar ceea ce se întâmplă la Iași se poate întâmpla oriunde. În mod cert, pentru acest moment, pentru hirotonire, v-ați pregătit atâția ani, iată, v-ați rugat de când erați tânăr copilași la marginea patului să fiu un preot, acum lucrați la partea cu sfânt, am înțeles, dar v-ați văzut în fața acestui moment măreț pe, pentru care v-ați pregătit o viață. Ce ați gândit atunci, părinte? Iată, astăzi începe drumul meu și îmi doresc ce? Când am mers la Constanța, în prima mea parohie, nu știam unde merg. Știam că este pe țărmul mării și atât. N-am mai fost niciodată la Constanța și mi-amintesc de un prieten, după ce mi am pregătit mașina, era un voluntar de la surorile Campostrine din Tămășeni, care trebuia să mă ducă până la Constanța pregătit mașina, am pus câteva bagaje acolo și mă întâlnesc cu acest vecin și îmi spune, unde mergi? Îmi spun, la Constanța. Nu se poate. Acolo e capătul lumii. <laughs> este Eu n-am fost niciodată, îmi spunea el. Dar am să merg și când mă întorc am să-ți povestesc cum este. Deci am mers într-un loc total necunoscut. Dar nu M-am înspăimântat, nu m-am speriat, nu m-am simțit, să spun așa, stânjenit că merg într-un loc pe care nu-l cunosc. Eram format pentru a merge în Arhidieceza de București, deși am aflat în ultimul an, tocmai în anul 6, în mod oficial, înainte de diaconat, ni s-a făcut cunoscut fiecărui coleg nu unde merge, în ce dieceză este. Iar eu cu un alt coleg am fost desemnați pentru Arhidieceza de București. V-ați așteptat la lucrul acesta sau poate vi l-ați dorit? Nu m-am așteptat, nu mi l-am dorit, nici n-am știut ce mă așteaptă, dar astăzi îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt în Arhidieceza de București. Deci ajung în Constanța și doi ani de zile am fost acolo preot vicar și am lucrat cu toată bucuria, mai ales de acolo am pus accentul asupra pastorației tineretului. Acolo am format primul grup de tineret în Constanța, m-am simțit foarte bine în mijlocul tinerilor, dar nu mai, în mijlocul comunității. După doi ani de zile, când trebuia să plec, îmi curgeau lacrimile că trebuie să merg de la Constanța, dar le-am ascuns și am venit cu bucurie după aceea la Catedrala Sfântului Iosif. Aici lucrurile sigur s-au schimbat, atenția trebuia să fie mult mai mărită în tot ceea ce privește și comportamentul și viața pastorală, dar au fost ani frumoși și la catedrală. Opt ani am fost la catedrală și apoi sunt paruc acum la Biserica Italiană. Gândindu-vă la așteptările pe care le-ați avut și la speranțele, visele, tot ceea ce v-ați gândit că va fi viața de preot și trăgând așa o linie până astăzi, puteți spune că ceea ce v-ați închipuit și ați visat s-a realizat? Aș spune că totul a fost o surpriză. Pentru că Dumnezeu ne surprinde totdeauna. Faptul că am ajuns la Constanța a fost o surpriză pentru mine. Faptul că apoi am venit la Catedrala Sfântului Iosif, din nou a fost o surpriză. Faptul că am primit mai multe misiuni, au fost surprize. Și faptul că. Am încercat apoi cu tineretul să vizităm atâtea locuri, nu fiind printre tineri, am participat la întâlnirile mondiale ale tineretului, la Toronto, la Rio de Janeiro, la Paris, Roma, Cestohova. Deja toate cred că au fost surprize, iar surprizele acestea fac parte din drumul firesc a unui preot. Surprizele, de fapt, îți deschid mereu drumuri noi în viață. Și dacă știi să le citești, dacă știi să te regăsești pe ele, îi mulțumești lui Dumnezeu în fiecare zi. Părinte, aș vrea să ne oprim și asupra tezei de doctorat pe care ați susținut-o, cu o titulatură mai mult decât interesantă și mi-închipui cu un studiu aprofundat și mai mult decât complex, și anume icoana cristologică în viața liturgică și în spiritualitatea Bisericii Ortodoxe Române. Iată, tente ecumenice și în alegerea tezii de doctorat. De fapt, când mi-am mi -am ales tema, am vrut să merg puțin pe în sfera aceasta a ecumenismului. Vorbim și cu arhiepiscopul Ioan Robu, el mi-a zis: bine, dar mai gândește-te. După ce am vorbit și cu profesorul meu de la Institutul Terezianum din Roma și el mi-a zis, hai să căutăm o punte, o legătură între ceea ce privește Biserica Ortodoxă, unde tu trăiești, și Biserica noastră Catolică. Și el mi-a sugerat această temă a icoanei cristologice, pentru că el era și profesor de teologie cristologică, hai să căutăm icoana cristologică în spiritualitatea și în viața Bisericii Orientale și apoi să vedem cum putem să facem o legătură cu ceea ce este frumos și în icoanele din Biserica noastră Catolică. Și totul s-a centrat în această paralelă, să spunem, între icoana reprezentarea Divinității în Biserica Ortodoxă și reprezentarea Divinității a lui Hristos în Biserica noastră Catolică. Pentru că vorbim despre icoane, pe finalul acestei emisiuni vă rog să le adresați un cuvânt tuturor celor care ne urmăresc și să le spuneți cum să fac astfel încât icoana să aibă loc în viața lor, atât la propriu, nu? Prin afișare, expunere pe pereții caselor, la locul de muncă sau unde își desfășoară activitatea, dar mai ales în suflet. Păi, deja ați oferit răspunsul. Avem icoane, avem ceea ce este frumos pe pereți, poate purtăm o iconiță într-un portofel, în buzunar. Ne place să privim ceea ce este frumos. Ne atrage ceea ce este frumos. Vrem ceea ce este frumos. Vrem ceea ce este frumos pentru că, de fapt, sufletul nostru vrea să fie frumos. Vrea să fie nou, vrea să fie mereu plăcut înaintea lui Dumnezeu. Și când descoperim această frumusețe interioară, de fapt, descoperim, plecând de la tema de doctorat, icoana, imaginea lui Dumnezeu în viața noastră personală. Părinte, vă mulțumesc pentru această mărturie, pentru aceste îndrumări și pentru această retrospectivă, evident, rapidă peste anii scurși în activitatea dumneavoastră. Vă doresc succes și să rămâneți tânăr, așa cum ați reușit până acum. Vă mulțumesc pentru invitație și vreau să ne desprindem de la acea persoană la Antuia Singular, mereu am vorbit eu. Vreau să descoperim ceea ce, de fapt, există în spatele lui Daniel, pentru că acolo este toată frumusețea pe care o descoperim atunci când vrem să-L urmăm cu sinceritate pe Isus. Vă mulțumesc! Dragi prieteni, vă mulțumesc pentru atenție, vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de noi. Sperăm că v-am atins sufletul și, cu siguranță, în vorbele Părintelui Daniel, este o fărâmă pentru sufletul fiecăruia dintre dumneavoastră. Fiți alături de noi și săptămâna viitoare, când vă pregătim o nouă ediție a interviului săptămânii. Interviul săptămânii, la ercis FM.